Aha, deci am avut dreptate, nu? Da, mai ai avut. Ideea e ce fac, ce fac, că mi-e și milă de el. Îți dai seama cum se simte când știe că poate să mă aibă și n-are cu ce. Adică se simte ca un fomist care trebuie să mănânce supa cu furculița, nu? Ce, te-ai supărat? Hai mă, că glumeam. Te mai relaxezi tu un pic. Da, m-ai relaxat dacă mi-ai dat o soluție. Cum să fac? Să-l duci la un psiholog. Pentru că problema lui e pe sistem nervos. Și crezi că... Auzi, ia stai. Tu nu ești psiholog? Ce mama naibii? Pa da, mă, sunt psiholog. Dar suntem și prieteni și el s-a obișnuit cu mine. Deja nu mă mai percepe ca pe un psiholog. Lui trebuie un psiholog necunoscut, care să-l facă să se deschidă sufletește și să se abandoneze... În brațele ei, eventual. Mie îmi spui că dacă repară, trebuie să-l și probeze, să vadă dacă funcționează bine, nu? Hai, lasă că am văzut eu ce fac psihologele astea prin filme după ședință. Ai! Alea sunt ficțiune. Fricțiune, nene. Decât să-l știu în brațele altea, mai bine impotent. Nu și îndrăgostit de-l ca proastă. Hai mă, zi, hai, te rog, tratează-l tu. Te rog frumos. Hai, că în tine am și încredere. Ai și tu o vârstă, e altceva. M-ai făcut baba? Nu, nu te-am făcut. Ba, m-ai făcut. Că asta înseamnă ai și tu o vârstă. E un mod mai finuț de a-mi spune ești o babă. Hai mă, termină cu prostiile astea. Sunt doar 15 ani între noi. 10. Numai 10, vezi? Adică, dacă te făceam pe tine babă, mă făceam și pe mine. Și scuză-mă, în situația în care sunt, nu prea îmi permit să mă mai știu și babă. Hai, te rog, eu te rog, tratează-l tu. Uite, îți mai exersezi și tu meseria. Nu se știe când îți vine o idee să deschizi un cabinet privat, nu? Stai tu liniștită că mi-a venit de mult. Dar nu aveam bani. Și când am făcut rost de bani, nu mai aveam timp din cauza filmărilor. E, uite, acum ai putea. Ai terminat filmările, o ieși pe Dezirica asociată că e și ea de meserie? Bă, tu știi că nu ești proastă deloc? Dar dacă mi-ar debloca ăștia contul... Păi, dar de ce ți l-au blocat? Că tot n-am înțeles. Ca să verifice, vezi, doamne, dacă banii din contul meu au vreo legătură cu teroriștii aia, cu poza aia care a ajuns la ei, poza mea, știi tu. Mă rog, nu știu dacă știi... În orice caz, un idiot de șef de la SRI credea că George vindea informații secrete de la NATO la Al-Qaeda și că banii ăia veneau în contul meu, prin casa de filme. Înțelegi? Oh. Pe bune? Nu, mă, e o aberație. George habar n-o avea că eu am cont în bancă. A aflat de la mine în ziua în care a murit. Ah, păi de asta te bântuie. Hai, zi, m-a ajuns cu Van Damme? Dar crezi că vrea să... E, dar ce e după el? Van Damme! Oh. Cât te mai gândești, calțone? Cât te mai gândești? Că nebunesc, în două zile trebuie să ajung în America și dacă nu ajung, pierd contractul! M-a nenorocit! Și dacă pierd contractul, te-ai nenorocit și tu, că trebuie să plătești sute de mii de dolari daună! Ai, taci un pic din gură, că mi-e zapăcești! Băi, de ce mi-e țip pe mine? Ai răbdare, îmi vine ceva, dacă țip, nu vine nicio idee. Nu, că sunt nenorocit! Ce mă fac? Pierd contractul! Și dacă pierd contractul, pierd și mândrețea asta de casă, mă! Că mi-o ia bancă înapoi, că atât așteaptă hienele astea! Adio, viață luxoasă și frumoasă! Bun venit, trotare! Bun venit, canale! Dar ce zic eu, canale și trotare? Bun venit, mămica! Știi cum facem? M-a venit o idee. Poate pare o prostie, dar... E cam riscantă, dar... Dar zi-o mai repede și nu mai mă fierbe! Îți fac un pașaport fals. Hă? Genial! Hă? Ce păcat că s-a terminat cerneala la imprimantă, că-l făceam acum pe loc! Idiot în camaradă, te-ai gândit două zile și mi-ai trântit tâmpenia asta, altceva mai bun nu găseai? Nu e deloc o tâmpenie, că nu-l falsificăm noi, apelăm la profesioniștii. Și cine sunt profesioniștii ăștia scalțone? Cine, au tarab în piață? Nu, sunt tarabi. Aia pe bune sunt profesioniștii. Dar că au făcut acte false și au intrat la World Trade Center, hă? Scalțone, tu nu ești în toate mințile. Mă pui să-mi fac pașaport la teroriști? Ai tu o idee mai bună?
N-au zis ăsta din NATO că ai relație cu ei? Măcar să-i dai motive. Hai, zi cum se dau de ăia la care ai ajuns să fii și cu șefa. Mă, tu vorbești serios? Foarte serios. Mârlane, eu m-am ținut de cuvânt. Ține-te și tu, te-am împăcat cu ea, așa că dă-mi adresa. Auzi, dar tu ești sigură că vrei adresa lui Chiorete ăla? Sau... Tu ce crezi? Vezi că te verific. Să dea naiba să te mai apropii de Verdiol. Că nu știu ce-ți fac. Dă-i mai adresa. Dar de ce trebuie să mă hipnotizez? Că băi, în filme nu se hipnotizează, nu? Ca să nu omit să-mi spui anumite detalii. Mai de jenă, mai de frică să nu afle Emma. Hai, te uiți la asta și nu merg până la 10, da? Hai. Nu omit nimic, jur. Hai, tratează-mă treaz. Se poate? Van Damme, vrei să o chem pe Emma? Păi atunci hai. 1, 2, 3, 4. Auzi, dar nu o chem pe Emma, promiți? Și tot ce îți spun rămâne între noi. Ești deontologică, da? Da, mă! Hai! 4, 5, 6, 7... Van Damme, când pocnezi din degete, te trezești și uiți tot ce mi-ai povestit, da? Perfect! Și acum spune, de ce ești stresat? Sunt stresat de... ideea că n-am primit-o pe Emma lângă mine, sub grindă. Am lăsat-o acolo să cadă cărămizile pe ea. Eu am băgat-o în reanimare. Vă mulțumesc frumos! Am aflat unde stă Chiorete! Aha! Și mie mi-au deblocat contul și mi-a venit și o idee super tare de business. Hai să spun despre ce e vorba. Sunt stresat de ideea că n-am primit-o pe Emma lângă mine, sub grindă. Am lăsat-o acolo să cadă cărămizile pe ea. Eu am băgat-o în reanimare. Ce faci, mă? Dormi? Nu știu. Unde e Iulica? Nu știu. Și zicea că e deontologică. Ce? Name. Name. Costelo. Donat. Gata. Ce e ăla? Loteria vizelor. Lasă loterie vizul, s-a rezolvat. Uite. Cine e asta? Ești tu. Eu. Tu te bagă, uite ce scrie aici. Yasmin Ciociolinova. Da, trebuie să exersezi, că e rusoică. Accentul la mijloc. Păi eu... Yasmin Ciociolinova. Corect. Yasmin Ciociolinova. Yasmin, George. Bună noapte, Ana. Mă scuzați o secundă, mi-am uitat portofelul. Te dracu, le fi pus. Poate mai târziu. Momentan vreau să-mi petrec mai mult timp lângă Chiorete, că avem de recuperat. Treaba ta. Da, să știi că era un super business. Apropo, ai vorbit cu el? Auzi, mă? Nu s-o fi ofticat că i-ai trântit ușa în nas? L-ai tâmpit! Dacă crede că l-am respins! Băi, femeie, îmbracă-te și du-te la el! Și nu mai te prosti atâta, că o să nebunești! Hai! Ai dreptate. Mă, am uitat de ăsta. Van Damme! Van Damme, scuză-mă, dar am fost până la bucătărie, că mi uitasem ceva pe foc. Mm. Unde am rămas? La deontologia ta am rămas.
O chestiune singură, a? Da, așa ți-am promis. De-aia m-am trezit cu Emma lângă mine. Și care-i problema, mă? Ce? Ce, ai ceva de ascuns? Nu, iubito, din potrivă. Dacă vrei, poți să asiști la ședință, că prezența ta mă ajută, mă relaxează. Serios? A, păi perfect, mă, rămân. Dați-i drumul. Adică să mă deghizez în femeie? Ce mare șmecherie, nu ești actor? Ba da, da. A, bă, băi, scalțune, nu o să meargă, mă. Ai impresia că crănicerii sunt orbi? Nu, dar când vroiai să plec cu șalupa cu cubanezii, nu spuneai atât întrebare. Ăla ești tu îmbrăcat de femei cu o perucă. Uite, ăsta arabii m-au dat și perucă de la rechizite. Uite, pe bune și un profesionist ăsta. Nu știu, merge. Bun, să zicem că merge și că intru în America. Ce trebuie să-l plătesc la arabi? Să nu mă pună să arunc vreo clădire în aer, că te crap! Stai liniștit, că am vorbit eu cu ăsta. Trebuie numai să găsesc pe Janina. Care Janina? Sora lui șefa. Vrea să faci un film pentru el, cu producția lor. Hai, lasă-mă, să nu zici că s-au apucat arabii de făcut filme pentru adulți. Pentru banii ăsta fac orice. Dar unde s-o găsesc eu pe Janin? Dacă nu o găsim pe Janine, îi dăm pe șefa, că nu sunt la fel. Nu-ți dă seama care e una, care e alta. Nu merge. Șefa s-a lăsat de filmări. Când află cât bani îi dau, se reapucă imediat. Vorbesc eu cu ea, că sunt impresar, nu? Am văzut. Mă scuzați o secundă să-mi încarc și telefonul. O liniuță, atât, o liniuță. Vandame, spune-mi de ce ești stresat. Mă duc eu, tu continuă. Sunt stresat de ideea că n-am primit-o pe Emma lângă mine, sub grindă. Am lăsat-o acolo să cadă cărămizile pe ea. Eu am băgat-o în reanimare. Sunt stresat de ideea că n-am primit-o... Continuăm imediat. Vreau să văd ce vrea domnul Scalțone. De ce zicea că era stresat? De ideea că nu mai are servici din cauza teroriștilor. Teroriștii îl stresează, măi, pe ăsta. Teroriștii? Păi acum nu mai are tangențe cu ei. De ce să fie stresat? Nu știu, măi, dar hai că rezolvăm un pic mai încolo. Da? În ce problemă, domnul Scalțone? Dar mi-am uitat cartea de istorie. Ce carte că te rebunesc? Ce carte aveți? Bă, ce-ați atractiv? Vă fricați pe ușă care cum vă mănâncă trâsați? Ce-ați amătut? Bă, fai vrei, tu vrei să rămâni impotent pe sistem nervos? Ușa asta n-are și ok. N-are! Eu ți-am zis să mergem la tine! Pai la mine atunci, că nebunesc! Ieși afară, mă, garule! Mă, ție nu ți-e rușine? Și mai știi că sunt și în doliu! Ieși, am zis! Dar îți dau o grămadă de bani! Vandame, scoate-l! Salut, Vandame! Stai liniștit, îl scot eu! Tu continuă ședința! Ieși, mă, Scalțone, afară, că la ce ne-ar vrea? Te crăbă! Ieși! Vandame, uită-te la mine! Adormi! Vandame, din acest moment nu te mai stresează faptul că nu ai protejat-o pe Emma sub dărâmături. Dar ce mă stresează? Nimic. Aha. Asta nu se poate. Trebuie să mă streseze ceva pentru că altfel rămâne sertărașul gol. Mă rog, te stresează teroriștii ca să-ți umpli sertărașul ăla. Gata. Gata? Ia vezi, mă, s-a rezolvat problema. Poți să ne dai și nouă dormitorul?
Mama! Arăt super. Mersi. Dar dacă nu mă primește? Dacă și-a găsit pe alta? Dar du-te, femeie, și vezi acolo. Ciocioleinova Jasmine. Trebuie să mă pun și niște... Ai convins-o? Normal! Știi că pe mine nu mă refuză nimeni. Dar săracă e încă în doliu. Și nu prea îi convine să joacă în filme d-ăsta, știi cum e. Dar am vorbit cu araboi să înșeneze o răpire, că pare că o constringe să joacă în filmul ăsta. Știi cum este? Mm-hmm. Dar tu, în loc să-ți repet rolul, îți bați capul în toate prostiile de-astea. Hai, repede, că mă duc să iau bilete de avion, da? Jasmine. Ciocioleinova. Ce ai mai pățit, Chiorete? Până și Bârlanu are iubițică, Cotele. Dar la cum arată aia nu e una, mă, trei. Da, Coteluș, dar toate trei îl iubește. Dar două ore, Cotele, în continuu și necontenit. Nici nu poți să intru în cameră de ei. Lasă-mă, că acum ies ei afară, că li se face foame. Numai de zile că trătește pe ușa nas. De ce, Cotel? De ce? Că am iubit-o ca buchii de cap. Gata, gata, Chiorete, gata, gata. Hai, calmează-te, că poate vă împăcați. Gata, gata, hai. Gata, 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 gata. Mica, mica, mica. Tu ai comandat tort? Nu. Păi și atunci de unde baba Drăcuiel? Ăsta sigur l-a comandat Mârlanu pentru iubițica lui. Ca să-și completeze caloriile pe care le pierde după orele de sex. Dar lasă-mă că ne prinde nouă mai bine decât lor, că băiatul trebuia să o facă cinste, că pleacă în America. Trupu, Coteluș. Ce? Care? Hai, treacu, mai și speria. Cu fața asta pleci, mă, la Beric. Nu! Ba, cu avionul, mă. Unde-i cine? Cine? Fă pe prost. Actriț. Care e actriț? A, Iulica, a ieșit acum. Eroul meu, cum a protejat el cu corpul lui. Acum chiar te cred că m-ai protejat sub dărâmături. Vino în coace. Chiar... Cred că m-au stresat teroriști ăștia. Eu mor. Eu mor. Hai, du-te, luptă pentru el dacă-l iubești. Fă cum ți-am spus. Hai. Da, hai cu mine, te rog eu mult de tot. Nu pot să merg cu tine, pentru că trebuie să ajung la bancă până nu-mi blochează idioția iar conturile. Hai, du-te că te descurci, du-te. Hai, fugi. Baftă! Iulica! 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 Iuli! Alo, salvarea! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Măi, nenică, nu înțelegi că n-am nicio legătură cu arăboii ăia? Nu i-am văzut în viața mea! Îmi pare rău. Până la finalizarea anchetei, suntem obligați să vă blocăm iar conturile. Ați apucat să scoateți ceva bani? Nu! Doamna? Yasmin Ciocioleinova. Cu accent pe mijloc.
Auzi, fufă internațională, dacă te mai ai vreodată de chiore, te necră, făie, înțelegi, necră! Găgoașă! Ba da, mă, sunt psiholog, dar suntem și prieteni. Și el deja nu mă mai percepe ca prun... Am obosit și eu, babă cu 15 ani. Da. Vezi dacă ne pui să facem mișcare ce ni se întâmplă? Hai. Unde stă Chiorete? Aha, 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 aha! Și mie mi-au deblocat contul și mi-a venit și o idee super tare de business. Hai să spun despre ce e vorba. Aha, aha, aha. Dacă pocnești din degete, eu m-am trezit de 8 da, ori. Da, fără degete. Nu se poate. Trebuie să mă streseze ceva, pentru că altfel rămâne sertarașul gol. Mă rog, te stresează teroriștii, ca să nu-ți rămână... Să nu-ți rămână mana! Auzi, fufă internațională, dacă te mai vechioare, te necrapă-i, ai înțeles? Te crapă-i, eu mă pierd! Nu s-a înțeles nimic din ce spui. Fufă internațională, dacă te mai decroi... De proiect. Ești. Chiu, 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 chiu.